Stați în aer cu Daniel Osmanovic și Alex Grecu la Europa FM. Dragi părinți, vă salutăm la o nouă întâlnire Tați în aer, al doilea episod al noului sezon. Noul sezon ce vine cu aceste noutăți. Faptul că ne auzim atât pe frecvențele Europa FM, cât și pe pagina noastră de YouTube, pe canalul nostru de YouTube, în format video. Și de asemenea, faptul că anul acesta ne auzim în două ore. Precum v-am obișnuit, vom începe întâlnirile noastre cu un dialog interesant, cu un interviu, în urma căruia putem să învățăm multe lucruri. Iar în a doua avem o mulțime de curiozități și o mulțime de informații de actualitate, de interes pentru părinți și a zice eu nu numai, pentru că, în general, așa vor fi lucruri foarte interesante pe care vă invităm să le descoperiți alături de noi. Nu Daniel vorbim, Osmanoviște, salut! Salutare! Nu vorbim doar cu părinții în sezonul ăsta, ne ducem și către cei care nu sunt încă părinți sau nu vor să fie părinți, dar ca să înțeleagă de ce se întâmplă în jurul lor ce se întâmplă și eventual să ne aducă acuze gratuite. Și de să ce fie... vorbim noi cu atât entuziasm? Exact, exact. <laughs> Deci, după ce ne-a învățat Beatrice cum ar trebui să ne setăm mintea, și noi, și copiii noștri să-și seteze mintea, după ce am învățat cam cum ar trebui să ne setăm și bugetul pentru noul sezon, care este reprezentat de începerea școlii cred că trebuie să trecem la nivelul următor, grecule. Întocmai. tocmai și cu alte cuvinte este momentul în care să vorbim pe date, să vorbim rațional și să vorbim așa ca la carte. Pune dacă... cifrele pe masă. Pune cifrele pe masă când vine vorba despre noul an școlar. Așa că mă bucur că este alături de noi din nou doamna Daniela Vișoianu, este consilier parlamentar și expert în educație. Bine ați venit la Tați în aer. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și mie îmi place, îmi place în general conceptul vostru de a aduce tații în conversații care sunt legate de familie și de educație și de rolul lor de partener cu adevărat în această, aceste activități. Doamna Vișoan, începem, începem simplu cu așteptările de la noul an școlar 2024-2025. Daniel Ozmanoviș deja ne-a împărtășit, așa uh -huh. să spun, principalele subiecte. Totuși, așteptările părinților de fiecare dată sunt mari. Care ar trebui să fie așteptările părinților pentru noul an școlar? THANK YOU SO MUCH FOR JOINING Așteptările părinților sunt mari pentru că presiunea socială și presiunea de a reuși în ceea ce îți propui cu copilul tău sau de a reuși să-l ajuți cât mai bine în ceea ce își propune el sunt foarte mari. Perioada copilăriei a școlarității se suprapune și peste perioada noastră de adulți activi. Suntem în cea mai bună vreme a vieții noastre, în care și oportunitățile profesionale sunt importante. Dacă ne gândim un pic la, nu știu, intervalul 30-45 de ani, acolo e și profesia foarte sus, dar și nevoile copiilor noștri sunt foarte sus, și nu reușim de cele mai multe ori să realizăm un just echilibru între ce nevoi de prezență și de interacțiune au copiii și cât de mult timp și atenție trebuie să punem în proiectele noastre profesionale. Nu mai vorbesc de proiectele de cuplu, să spun, sau investiții sau alte tipuri de activități. M-aș duce către temele ridicate deja de unul dintre cei doi tați în aer, de Daniel. Cea legată de notele la purtare, am avut în ultimul weekend privilegiu de a discuta. Am întrebat 100 de directori, nu, am întrebat 50 de directori din 31 <gură> de, 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 bună, de, bună. de... <gură, <gură> <gură> Am întrebat 50 de directori din 31 de județe, inclusiv despre schimbările din regulamente și vin cu un pic de răspunsuri de foarte aproape. Adică aveți un feedback. Am, da, uh, și între directorii opiniile sunt uh, diametral opuse. Sunt directori care spun eu am mereu încredere în copii și cred că în fiecare copil este ceva bun și de aici trebuie construit și directori care spun este foarte bună măsura celor cinci note la purtare pentru fiecare modul pentru că noi facem în școală educație și unul din lucrurile pe care copiii trebuie să-l învețe este că fiecare acțiune are și reacțiune în sensul în care are consecințe. Acum noi știm din știință că copiilor putem să le spunem lucrul acesta de multe ori, ei îl conștientizează de câteva ori și îl vor fixa la 23-24 de ani când se termină etapa de creștere a cortexului prefrontal. Adică ambele opinii sunt valide, și în fiecare copil este o lumină, și fiecare copil trebuie să învețe că faptele au consecințe, dar modul în care gestionez rămâne în continuare, o chestiune de maestria profesorului la clasă și de uh, talent și cap competențe și capacitate uh, managerială a liderului școlii, a directorului școlii. Doamna Vișoianu, noi am discutat de mai multe ori despre acest mm -hmm. concept la în aer împreună cu Daniel și anume etichetarea Daniel. Adică, vi se pare că nota la purtare. Și noi suntem de asemenea de acord, mm -hmm. am vrea să menționăm, cu ideea aceasta, că orice acțiune implică și mm -hmm. o consecință, mm -hmm. mai ales atunci când mm -hmm. este una negativă. În același timp, fugim. La nivel de societate de etichetare, vrem să scăpăm mm -hmm. de asta, tocmai mm -hmm. pentru a putea să abordăm totul cu respect, cu egalitate, mm -hmm. și mm -hmm. să nu mai avem această diferențiere. Sau această întrebare, auzi, da colegul tău, ce notare la portare? Da, colega, și acest, hai să spunem, comportament care nu e neapărat atât de productiv. Din acest punct de vedere, vi se pare că nota la portare de fapt este o etichetare socială? Prin consecințe poate să creeze diverte, diferite probleme de tipul, nu știu, admiterilor ulterioare la anumite instituții de învățământ, cele din zona de forță, apărare interne, unde poți să ai condiții, nu poți să dai admitere acolo, deși este o condiție oarecum deplasată, pentru că un copil năzdrăvan la, în clasa 7 poate să devină un foarte bun militar sau un foarte bun ofițer de poliție. Deci poate să existe o consecință de aceasta gravă. Cât privește etichetarea, nu există copilul acela mediu pe care îl privesc, îl visează unii părinți care stă în bancă, este ascultător, dar este și scripitor, de inteligent, are și inițiativă, știe să rezolve și provocări noi, și proiecte noi, pentru că, în esență, vârsta copilăriei și ulterior este o vârstă de explorare. Și cum poți să explorezi fără să încerci? și cum poți să reușești fără să greșești încercând. Și din asta sigur există și pozne. Acum directorii destul de echilibrați, marea lor majoritate la nivel național, spun că, de exemplu, nu va fi penalizată cu notă la purtare scăzută fapt, va fi penalizat faptul că spargi un geam pentru că acolo consecințele sunt foarte clare. Ai spart un geam ni se întâmplă și nouă acasă plătim geamul, îl plătește familia, există eventual consecințe da, care pot să existe în familie. Ce vor profesorii și directorii? Vor ca copiii să nu se comporte la școală ca pe stradă, ceea ce este un punct rezonabil, o solicitare rezonabilă. Vor să nu atace uh, spațiu de învățare în sensul că să-l acapareze cu remarci, cu obrăznicie, în așa fel încât să afecteze semnificativ procesul de învățare al celorlalți elevi din clasă. Pentru că e ok să ai un copil în care îți face câte o poznă din când în când. Dar ai nevoie, poate și de acest instrument, eu nu sunt în, acest, în această logică, dar pare că o majoritate a profesorilor consideră că au nevoie și de acest instrument, să ajungi la o concluzie mai bună sau să ajungi la un comportament mai bun cu un copil care nu se poate abține niciodată. Pentru că undeva, dacă în familie n-a existat limită, ea trebuie învățată și trebuie practicată. Aș vrea să vă întreb puțin, să vă întreb în felul următor. Pionieza pusă pe scaunul profesorului este sau nu din categoria mai sus menționată și anume o poznă? Sau... Asta e de pe vremea lui Daniel Ozmanovic. Eu, eu cred că orice are legătură cu siguranța fizică și emoțională a copiilor și a profesorilor, merită sancționat și merită discutat, da, discutat în prealabil, acestea sunt tipurile de fapte pentru care veți fi sancționați și aplicată sancțiunea care este convenită, pentru că nimeni nu trebuie să se simtă în nesiguranță în spațiu școlar. Cumva toată discuția asta voiam să meargă și către zona în care nota la purtare poate fi, mă gândesc, influențată uh -huh. și de felul în care te îmbraci la școală. Spuneam la un moment dat că ne vom lega și de. Da, și formă. celebra dar, deci, cameră de detenție este asociată. Da, nu ești da, îmbrăcat da, da, decent. Da. O să vă spun câteva povești legate de... Tocmai asta este ideea. Eu mă duc la școală, consider că eu sunt îmbrăcat decent. Ok, poate că am cel mai colorat tricou, dar mie mi se pare că e decent. Sau pantaloni. Ok. Anii 90, caz real, uniforme școlare într-un mare liceu dintr-un mare oraș al României aveau cam o treime uniforme. Uniformele se aruncau dimineața pe geam pentru a fi luate de următorii elevi care intrau în școală ca să treacă de poartă. Serios? Da. Bun caz de liceu în altă zonă, tehnologic, dar cu elevi de la primar până la liceu, uniformă introdusă acum șase ani, uh, opinie clară a directorului și a Consiliului de Administrație, nu vor mai încerca niciodată să introducă uniforme, pentru că nu în toate orașele ai producători suficient de aproape, copiii cresc foarte repede, devine un cost prohibitiv pentru familie să-i schimbi tricourile sau restul de uh, haine de două ori pe an, uh, nu ai poate cel mai, acces la cele mai bune țesături, pentru că ne uităm un pic și la competitivitatea Europei și la de unde vine majoritatea volumului de lucruri de îmbrăcat, de încălțăminte, da? Nu poți să faci comenzi într-un stat asiatic și să acoperi toate nevoile pe care le are un liceu. Nu toți copiii, nu toți părinții își permit tipul acesta de cheltuial. Cred că acele școli care au rezolvat problema cu un însemn, de tipul, toate tipurile de bluze, de tricouri, de cămăși pe care le poartă elevii noștri la școală sunt albe sau sunt galbene, a fost undeva da, sau o anumită nuanță dar poți să le cumperi de la orice tip de producător, pot să rezolve problema mai bine. Încă pare că nu suntem la nivelul acela de bogăție ca societate ca să punem, să mutăm această presiune financiară pe familii. A, dacă uniformele ar deveni gratuite în sensul în care ar fi puse la dispoziție de către școli, am putea să avem această conversație. Dar și atunci directorii spun că modul în care a reușit să rezolve și să acopere toate stocurile, toate mărimile, salturile de creștere diferite ale copiilor, ar crea o logistică pentru care nu e timp și nu văd de ce ar face-o. Da, da, în egală măsură a apărut această uh, idee Grecul îmbrăcat frumos, da? Se poate vedea și colorește. Da, școlărește. Să fie clar, da. Eu acum am făcut o excepție pentru că video, că altfel aș fi fost și știți foarte bine că sunt mult mai relaxat îmbrăcat. Și atunci dumneavoastră putea să considerați, dacă ați fost profesor și ne aveați la școală, că eu nu eram Mă scuzați, am strănutat? Că eu nu eram neapărat frumos îmbrăcat și atunci mă postați, afară din clasă și pe grecul păstrați pentru că iată ce frumos colorește îmbrăcat el. Profesorul are acum această posibilitate. Să normeze ținuta elevilor. Exact. Dar ce ne deranjează, ce ne poate deranja pe unii dintre noi, nu e cazul meu, nu e doar ținuta. Când ai 16, 17, 18 ani, ai un fel de a-ți ține umerii. Ai un fel de a te uita direct în ochii celorlalți. Ai un fel de a apăsa niște butoane. Faptul că ai un tricou până în talie, dar când ridici mâna să răspunzi, el se ridică. E în zona de decență sau e în zona de indecență? Rămâne la interpretarea profesorului. Dacă e un copil, ne întoarcem la cei năzdrăvani. Da, este mai atent urmărit în modul în care se îmbracă sau are profesor. Deci, a fi decent la 15, 16, 17 ani poate să însemne un set de reguli. Da de tipul, nu știu, culori, texturi, câtă piele ți se vede. Dar dacă ne uităm în garderoba și în dulapurile tinerilor la vârsta aceasta și la cine este influencer pentru ei, e foarte greu să credem că vor veni cu cămăși până la nivelul palmelor și cu fără anchior, de exemplu. Care anchior după aia ce facem? Îl măsurăm? dacă e de 18, de 20, de 24 Tocmai, de centimetri. Este foarte complicat ca un profesor să decidă că conversația nu. și Osmanovici a venit îmbrăcat în cămașă de blugi. Exact. Uh. <laughs> Cazul în care ne ascultați în acest moment pe frecvențele Europa FM ca să înțelegeți și cum suntem îmbrăcați. Eu am sacou, un sacou, alb, un sacou albastru, pardon, un sacou mm. gri, în carouri, ca să, fie, să fie, precum o uniformă. Conversația despre a fi îmbrăcat decent sau a ți se scădea nota la putare este o conversație despre limite, echilibru și măsură. Ce se așteaptă de la copii și ar trebui să se aștepte și de la profesori și de la managementul școlilor este măsura în ceea ce fac. Măsura înseamnă, sigur, să nu faci meditații cu copiii de la clasă și să nu favorizezi anumiți copii. Măsura înseamnă să-i respecti pe adulții cu care lucrezi, dacă ești elev, și să nu-i provoci prin modul în care te îmbraci. Pentru că ești la vârsta la care vrei să provoci status vouă. Adică e incontestabil. Îți spune, da, îți spune, îți spune ai tăi, vezi că e cam scurtă bluza, nu te duc cu ea la școală și pleci buflind în clasă, da? Eventual îți schimbi bluza, eventual în ghiozdanul tău se găsește bluza pentru care ai avut remarcile familiei, da? Adică nu e doar familia cea care, pentru că dacă nu încerci să fii provocator la cea vârstă, când mai faci lucrurile acestea? Da, dar eu cred că se va găsi suficientă măsură în școală. Știți că la olimpiadă vara aceasta, au fost multe dezbatere legate de manicura atletelor. Deci, puteai să fii campion olimpic, să fi muncit 10 ore pe zi în antrenament, problema era că erau prea dechisite unele fete de la gimnastică sau de la not. Ceea ce ne arată că, oricum, este un trend, că asta este vârsta și că putem să ne răsogolim de multe ori peste cap în școală, imaginându-ne că ne-am întoarce. La sisteme în care, pur și simplu, copiii nu aveau acces la uh, aceste lucruri. Da. Uh, nu știu cât timp mai avem până în pauză, dar aș vrea Două minute, să insist un pic pe profilul acestei generații. Avem o generație excepțională care a fost supusă la patru schimbări de tehnologie care au impact asupra identității personale. Prima este lansarea în 2007 a celebrei mărgi de telefoane, da, o tehnologie totul specială, nu o să rostesc acum în timpul emisiunii, care a schimbat modul în care ne uităm la telefoanele mobile. A doua este internetul de bandă largă, care este accesibil oriunde, oricum, în acest moment. Ce bun era da la apola. Oh, ce bun era. <laughs> da. să nu-l prind. Aveam emoții dacă nu treceam de piu, 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 piu. <laughs> A treia este cea a rețelelor sociale, vorbim din 2010, deci copiii care sunt acum adolescenți s-au născut când aceste rețele existau și și-au construit identitatea cu filtre după like-uri, după aprecieri, după tipul de interacțiune, Nicio generație până acum nu a trecut prin acest lucru. Și ultima este considerată apariția camerei frontale, la smartphone-uri, da? Care din nou îți permit să -ți faci, să controlezi modul în care ți iese poza, da? Nu e cineva care îți face fotografie, da? Nu e cu timer. Îți uiți, folosești inclusiv această cameră pe post de oglindă, da? Tinerele adolescente nu mai au oglinzi, dar care îți deformează un pic realitatea. Se adaugă, de exemplu, la învățarea online sau conferințe online, Faptul că e observat statistică că dacă ești într-un eveniment care se ține online și nu folosești o funcție în care ți-ascunzi propria cameră, propria vedere, 60-70% din timp te uiți la tine, nu te uiți la ceilalți participați. Ori, asta înseamnă, imaginați-vă, un motor mare sau o mașinărie în spatele ochilor, care ar fi trebuit să să contribuie la constructul tău identitar, la modul în care ai reprezentarea despre sine și care acum s-a schimbat fundamental. Din asta, combinat cu influențării și cu moda, va poate fi să fie un război uh, sângeros legat de ce semn, înseamnă îmbrăcare decentă. Lucrurile vor fi foarte interesante și, cum doamna Vișoana a subliniat foarte bine, uite cum Tudor generațiile se schimbă și exact vorba ta, Tudor, e mic, eu mă pregătesc pentru ceva și de fapt nici nu știu ce va urma pentru mine. Dragi părinți, rămânem aici pe Frecvențele Europa FM, rămânem și pe pagina de YouTube în cazul în care ne urmăriți acolo și vom reveni imediat cu alte subiecte ce sunt foarte importante pentru noul an școlar, cum ar trebui să ne implicăm mai activ noi în calitate de părinți în ceea ce presupune activitatea școlară a copiilor noștri, cum ar trebui să se implice și profesorii de asemenea și în același timp cum se maturizează educația apropo de digitalizare, apropo de inteligență artificială și nu numai. Sunt subiecte pe care le vom aborda imediat la Tați în aer. Rămâneți alături de noi! Tați în aer! Continuăm întâlnirea noastră de la tați în aer vorbind despre noul an școlar și uh, despre așteptările părinților de data aceasta domnul Daniel Osmanovici. Care nu, mari? Nu pot să fiu atent la tine pentru că tocmai am primit pe WhatsApp Așa. temele lui Fimiu și sunt atent la temele pe care le a primit, vreau și să le rezolv cât se poate de repede. Și l-a întrebat deja dacă și l-a făcut, dacă sau le faci tu. Nu mă așteaptă, le facem împreună. <laughs> Atunci când nu le poate face cu soția, le facem împreună. Dragi părinți, acum nu știu dacă vă mai amintiți momentele acelea când făceați temele alături de copiii voștri sau mai corect noi făceam temele alături de părinții noștri ca să facem referire și la noi, cei care da, acum da. suntem părinți și de fapt părinții ne cam făceau temele și eu unul eram foarte foarte șmecher aș pot să spun cu acest cuvânt, știi, vedeam că pornea mama așa cu avânt și să Aici nu știu mami cum se face, și uite, așa treceam prin toate temele și le făcea mama. Ceea ce nu era neapărat. E termenul gâsca foarte prin apă. bine. Gâsca prin gâsca. apă a fost. Alături de noi, vă reamintesc, este doamna Daniela Vișoianu, consilier parlamentar și expert în educație. Ce ne facem cu presiunea exercitată din partea părinților asupra copiilor când vine vorba de școală? Strict pentru cazul povestit mai devreme, pare că, indiferent cine a făcut temele, lucrurile au ajuns într-o direcție bună, într-un loc bun. Cu puțin noroc de la viață și de la Dumnezeu. <laughs> <laughs> și s-ar putea ca povești ca acestea să-i inspire pe fiul dumneavoastră, pe copiii dumneavoastră, și să spună dacă au supraviețuit ai mei în felul acesta și s-au descurcat, s-ar putea să mă descurc și eu. Însă miza fundamentală a sistemelor de educație este să găsească locul cel mai potrivit pentru fiecare copil, astfel încât acesta să fie la maximum capacităților sale. Totdeauna este ușor să alegi o facultate unde presiunea pe învățare sau volumul de învățare este mai mic și este foarte greu să te duci către facultăți din zona aceasta a medicină, inginerie, arhitectură. Care sunt facultăți, de exemplu, foarte grele, și atunci, cumva, sistemul de educație ar trebui construit, dar și uh, contextul pe care îl construiesc părinții, în așa fel încât mințile cele mai bune să ajungă să facă joburile cele mai grele. Pentru Am că, spus. dacă mințile cele mai bune fac joburile cele mai grele, atunci țara în ansamblu crește, pentru că se creează mai multă valoare adăugată. De regulă, mințile cele mai bune ajung în zona de cercetare, dezvoltare, inovare plus sau minus componenta de antreprenoriat. Da, acolo îți trebuie și alte tipuri de skill-uri. Nu e uh, o dramă că copiii care sunt foarte buni nu ajung să fie ingineri doctori sau arhitecți. Dar parcă e păcat. Pentru că se vor descurca, uneori vor ajunge cu o cariera a doua, da, sunt persoane care se înscriu la facultatea de medicină la 30 de ani de exemplu sau la da, sau fac o a doua facultate într-o zonă în aceasta mai tehnică și mintea nu mai are suficientă plasticitate ca să fie provocată atât de mult cât ar fi trebuit să fie provocată la 18-19 ani. Bun, ce fac părinții? Copilul nu își poate construi identitatea dacă aude în mod repetat textul avem teme spus de părintele lui. Nu există un plural de tipul avem teme, există un singular, am teme și este al copilului. În, la vârste diferite, părinții pot să ajungă diferit. Cred și acum am văzut și noile știri care au apărut pe, bazate pe cercetări cu recomandări ca între 0-2 ani, de exemplu, copilul să nu aibă acces la niciun tip de ecran. Cred că cel mai mare dar pe care o familie poate să-l facă copilului lui este să fie suficient de puternică în așa fel încât să respecte cu religiozitate această recomandare. Chiar cred că un copil de până în 2 ani nu are nevoie de niciun tip de ecran. Asta se întâmplă în Suedia unde se Acolo este studiu, e o recomandare. Nici o țară nu poate să formuleze interdicții familiilor pentru că familiile vor reacționa după cum pot. Există, de exemplu, mame care sunt afectate de depresie postpartum și care, foarte repede, dar ne fiind în contact ele cu ele și cu emoțiile lor, nu reușesc să fie suficient de prezente pentru copiilor și atunci e rolul tatălui sau al cuiva din familie să observe acest lucru și să-l suplinească. Dar, realmente, am văzut copii în restaurante, în la nunți sau foarte mici ca care erau acolo, deși n-ar fi trebuit să fie acolo, părinții lor aveau un comportament ca anterior nașterii lor, da, și ei erau cumințiți, liniștiți cu ecranele puse în față. După care există, da pe lângă, fără ecrane, cât mai mult timp afară, cât mai mult timp împreună cu ceilalți copii. Normarea, omul social se construiește în interacțiunile cu ceilalți copii. Nu recomand părinților să aibă o singură religie și un singur adevăr. Apar tensiuni, de exemplu, în parcurile de joacă sau legate de creșă, grădiniță, despre ce este comportamentul de aur. Unele familii reușesc mai bine să fie aliniate cu nevoile copiilor, alte familii reușesc mai rău, dar nu suntem în, în rolul nostru de părinți, nu dublăm și cu rolul de a educa pe alți părinți despre cum să-și crească copiii. Pentru că de cele mai multe ori abia reușim noi cu noi. Deci ce trebuie să facă familiile să-și prișne copii? Să fie prezente. Dar atenție, nu e o conversație despre implicare, pentru că nu punem în agenda de la 8 la 18 birou și de la 19 la 20 implicarea în viața copilului. Plăcut, știi? Da, ne da, facem da, programul în da, fiecare da, zi. Niște... Cât acord pentru implicarea copilului? Azi m două ore, am ceva timp după birou, da, se da, poate. Am răspuns la toate întrebările, am răspuns este și e suficient. Da, nu, nu așa. Dacă e un tip de a te conecta cu copilul care e și în timpul biroului, când te gândești la copil și la nevoile lui, și sigur există sfârșiturile de săptămână care pot fi construite într-un alt fel. Despre sfârșiturile de săptămână am eu conversații mai mult cu mămicile, că chiar și cele foarte implicate planifică aceste weekenduri în detaliu cu tot felul de experiențe wow. Și după aia se ce copilul la grădiniță și nu este la fel de fan ca în weekend cu mami, da? Pentru că totul este acolo. Da. Mulți pedagogi și mulți oameni de știință spun, vorbesc despre rolul pozitiv al plictiselii. Când copilul se plictisește în casă, neavând acces la ecrane, și și inventează jocuri. Uh, sunt, da, cred că și ai voștri uh, au luat oalele din toate dulapurile pe care le-au zdrângănit și le-au bătut, da, există din astea tradiționale cu babe de fasole într-o sticlă de apă goală și copilului uh, copilul -apt să acorde atenție. Și nu, 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 ale. În nas și în urechi. Nu, e mult mai simplu, așa. Și s-a ajuns după aia cu acel crocodil, adică e mult mai simplu crocodilul. Nu știi crocodilul? Am ajuns. Sper și să nu-l descoperi. După cum trebuie să-l Am fost și eu la urgență, Uite da, 50 de ani în urmă, cu o babă de masă băgată în nas. Deci. Și asta este parte din învățare și din experimentare. Copiii au nevoie de tipul acesta de experiment. Pe măsură ce cresc da? Părinții au uh, o presiune foarte mare, de atenție, presiunea nu este să-i de la teme. Presiunea este, de exemplu, să se abțină să stea pe telefon în timp ce sunt cu copiii. Auzi, este un subiect pe care l-am abordat de foarte multe ori, doamna Vișoianu, și este extrem de important și îl repetăm de foarte multe ori și mă bucur că l-ați adus în discuție, pentru că sunt convins că pot generaliza pe de alt... și mai mulți dintre noi facem asta. Da. Pe de altă parte, vorba a fi cei mele, tu la vârsta ta ai avut o carieră, ai realizat niște lucruri, ai citit niște cărți nu ai, chiar dacă ți se prăjesc creierii de la consumul prea mare de telefonie, niște lucruri sunt în spate bine așezate pentru noi, în schimb, zice ea, pentru generația ei, lucrurile sunt mult mai grave și cu cât e copilul mai mic lucrurile sunt uh, și mai grave pentru că Cumva la anesteziază ca ființă, adică nu mai are acea curiozitate naturală sau acea preocupare. Și după aia ne ducem la teme, te rog. Ați spus că aveți o fică. Și eu am o temere, o fică, o întrebare. Mm. <laughs> un tată de fată, dar și tată de băiat. Okay. Am avut exemplu mai devreme, dacă m-a ajutat mama, noi am trecut ca găscanul mm -hmm. prin apă în multe privințe. Senzația mea e încă următoare. și anume că fetele trebuie să tragă mult mai tare ca să răzbească în viața asta decât o face un băiat. Mai e valabil? Ar trebui să-mi fac această grijă, eu și alți stați de fete? Oh. Pentru că nu mai e, adică am impresia că școala românească nu e ghidată și am mai vorbit despre asta pe aptitudine neapărat. Se uită și ești foarte bun la asta sau ești foarte bună la asta și atunci dezvoltă E foarte e dificil aia. să anticipăm pentru că ne creștem și fetele și băieții pentru o societate în care vor exista curente noi, de tipul Walk, da? de tipul acesta ultraconservator, în care se redefinește rolul un cuplu. Există fete femei care aleg voluntar o viață casnică, apar tot felul de curente și mințile lor sunt foarte crude și vor să experimenteze. Cel mai bun exemplu pentru o fată să crească, nu știu, independentă, dar mai ales să-și aleagă probabil ulterior un partener într-o relație partenerială este exemplu pe care îl are în familia de origine, dar acum, sigur, vorbim și despre un timp în care sunt multe familii în care părinții sunt uh, separați, sunt divorțați, deci s-ar putea ca nici fata și nici băiatul poate să fie singur la părință, n-aibă suficient exemplu. M-aș duce însă, aș lăsa discuția aceasta pentru un specialist, da, în relații de familie și cu e Din nou, școala ar trebui să aibă scop, împreună cu familia pe perioada asta să contribuie la uh, crearea identității, și la finalul clasei a 8-a respectiv a 12-a, orice elev din România să poată spune cine este și la ce este bun, Cel definește. Inclusiv da, în începe materie. <laughs> <pe> care... <laughs> Poți să începi de pe acum și să vezi ce zice, că poate asta îți dă o indicație legată de implicare. Apropo de teme, acum, cu temele, cred că ciclul primar este ciclul în care copiii trebuie să fie învățați, să fie independenți în făcutul temelor. After school-ul nu ajută neapărat acest proces, depinde cum e organizat, sunt și programe foarte bune, sunt și programe în care copiii se contaminează unii de la alții sau primesc ajutor, adică fac toți aceeași rezolvare la o temă, ca să ne înțelegem. O ia unii. De la alții. Da? toți au gândit la fel, doamna Vișonov. Lucrul se multiplică acum, pentru că avem platforme și. O colaborare, în... În rezultat al unei colaborări. Nu. Da. Unilateral, nu bilateral. Da, da, da. Discut cu mulți părinți, cel mai greu, da, dacă se întâmplă niște lucruri, deci în ciclu primar poate s-au întâmplat, după care vine gimnaziu, după care vine această mare frică legată de evaluarea națională și cumva atenția familiilor se duce către examenul acesta. Foarte greu, nepotrivit plasat, am mai discutat lucrurile astea. Dispare interesul pentru restul disciplinei. Îl vezi obosit după 6-7 ore la școală cu încă două meditații, spui ce ai de făcut la biologie, păi te problema respectivă, lasă fătul la română că îți fac eu tema la biologie. Pot să apară conversații de felul acesta, care sunt o raționalizare a timpului limitat a copilului. Da? Nu știu dacă părinții s-ar duce în logica aceasta, dar par să se ducă pentru că, repet, a venit la doua casă, abia a apucat să mănânce, la patru s-a dus la meditație, a venit la șasea casă, are cinci teme pentru a doua zi, ce faci? Îți zici că poți să-l ajuți cumva. Bun, și îi ratezi procesul de gândire. Clasa opta, avem evaluare națională, am avut o conversație cu câțiva părinții acum vreo săptămână legat de regimul meditațiilor, ce se întâmplă la meditații. Le-am spus, știți, vă place, nu vă place, anul acesta trebuie să luați un pic de timp ca să replicați acasă condițiile de examen. Adică, nu știu, în weekend, măcar o dată la două săptămâni, copilul să stea la o masă două ore cât durează examenul și să rezolve de sus până jos un, un tip de subiect, deși asta înseamnă dresaj și nu încurajează învățarea, pentru că atunci când se duce la meditații sau la școală, să insiste pe ceea ce a fost neclar să nu plătești bani pentru a sta la profesor cele două ore, plus sau minus în condiții de examen, ci să te gândești că timpul de la școală, timpul de la uh, simulări, trebuie păstrat în, uh, trebuie păstrate cumva igienic. Timpul de la școală ar trebui să fie un timp de învățare, de aprofundare, de explicații suplimentare. Temele pentru acasă sunt sfinte, uh, dau profunzime dau timp mai bun de rezolvare pentru că apare un antrenament, un anumit tip de exercițiu, dacă îl faci de suficiente ori, se face în mod natural mult mai repede da? și dau siguranță copilului aceste teme pentru acasă. Dacă ele sunt luate copiilor, ei nu capătă de prinderea, de a le rezolva repede și în siguranță. Și intră în examen și deși sunt foarte buni și în, mod, în condiții ideale ar fi rezolvat poate subiectele cu nota 10, ies din examen cu 9 și 10, ceea ce în București poate să fie o dramă. Da, poți să îi zic lui Greco, antrenează-te de la 2 ani pentru a ajunge în clasa 8 să fii mai relaxat? Da, poți. În sensul în care se poate gândi, vă puteți gândi când și-a încheiat ultima dată nasturii a singur la haină dacă îi lăsat să și încheie strâmp și iese așa pe când a fost ajutat și cât de mult este ajutat să se îmbrace să se dezbrace păi și tata ce mai face <laughs> dacă da. nu îl îmbracă tati mi-a povestit o profesoară tati, clasa tati. șaptea la tablă adida și returile desfăcute rugat să și le lege ca să nu se împiedice nu știu să le leg, că mie mi-le închide mama sau bunica cine e pe lângă mine. Au, au. A Am auzit și eu acest lucru undeva la clasa a 6-a cu uh, ce faci? Eu aștept pe mami să mă speli pe păr. De ce? De știu să mă spăl pe păr, dar ca mami nu mă spală nimeni și prefer să nu mă spal. Sunt, sunt atât de multe perspective la care putem să ne gândim și unghiuri din care putem construi o discuție, încât pur și simplu tați în aer, nici măcar în noul format, cu, cu 40 de minute în prima oră, nu este suficient timpul pentru a aborda toate, toate subiectele. Acum revenim totuși la școală, pentru că am mai avea încă un punct, încă un punct în cele 5 Bun. minute rămase. Și anume, vorbim despre inovații, da? Inovații și practici educaționale. Care credeți că vor, că vor fi cele care vor putea fi implementate într-un viitor apropiat. Asta în contextul în care Daniel îmi povestea de Corea de Sud. Ce se întâmplă acolo? În Corea de Sud, manualele sunt digitale, s-a decis acest lucru, iar în, aici, în Europa, până la urmă, începând din septembrie, există la o școală implementată ora în care profesorul, de fapt, este inteligența artificială mm. ca toată. în Marea Britanie, dacă nu ne înșelăm. Și în ce? Marea Britanie, aici da, Nu am noi. zis nimic. În Marea Britanie, Așa. da. Ok. Eu cred așa că orice inovație tehnologică undeva în lume va fi testată și încercată, pentru că dacă mă uit un pic la tablele electronice, sunt state care au investit semnificativ și după aia au constatat că nu a existat suficientă îmbunătățire în raport cu volumul investiției, pentru că mai trebuiau create și niște lecții interactive sau alte chestiuni. Manuale digitale are și România. Problema noastră este. Se face <laughs> <stăm> acolo, da. <laughs> da, problema noastră este că insistăm să avem manualele pe hârtie, pentru că dacă le-am avea doar digital, am putea să schimbăm mai repede manualele. N-ar fi cost atât de mare. Dar atâta vreme cât le tipărim și se adaugă prețul de uh, tipar și le se dau de la o generație la alta, asta ne blochează un pic în a fi suficient de flexibil. Și sigur există și industria editorilor care au un interes în zona aceasta de manuale, dar avem manuale digitale. Cred că ce face Coreea de Sud ar putea să fie un pic de interactivitate, adică să te ghideze un pic prin progresul de învățământ, să îți dea un test și după aia să-ți spună te întoarce -te la lecția 7, de exemplu, din pagina nu știu care de uh, tipuri de procese de felul acesta. Deci tot ce vedem la nivel de știre, cu siguranță va fi testat undeva, și se va vedea care este măsura de implementare, de scalare și acum în România sunt profesori extrem de inovativi, și folosesc tot felul de instrumente, tot felul de platforme pentru elevi, și cred că e bine să fie așa. Orice ține copilul în proces de învățare și adaugă profunzime învățării, poate fi folosit, din nou, ca la începutul emisiunii, cu măsură, potrivit. Există învățătoare care au o zi în care folosesc tehnologia. Și să nu uităm, apropo de asta, că, începând cu acest an școlar, telefoanele pot fi, ca să spun așa, complica -ă, confiscate. Din nou am avut conversații cu directorii care erau foarte mândri și au zis am comandat dulapurile pentru telefoane, da, niște dulăpiare în, în clasă în care copiii își pun și zic și au spațiu și pentru profesori. Mm -hmm. Pentru că a fi prezent în spațiu pedagogic, în spațiu clasei presupune am avut și ca profesorul să aibă telefonul pus pe silent sau pur și simplu să nu-l ia în mână pe durata orei respective. Doamna Vișoianu, nu este o bucurie să vă ascultăm, și pot generaliza această afirmație. Sunt convins că și Daniel da, 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 simte același da, da. lucru. Eu sunt mai convins că că... Și, și, și as... Cultătorii noștri <laughs> sunt, sunt de aceeași părere. Un pic de încredere. Ce recomand eu și părinților, și profesorilor, și directorilor de școli este să ducă mai multă bucurie în școală și asta se poate face cu încredere unii în alții, chiar dacă nu e, cum să spun, 100% profundă, măcar în anumite momente. Adică copiii trebuie să înțeleagă că profesorii sunt acolo și e un privilegiu că au profesori, că, stau într -un stat, că funcționează într-un stat care oferă învățământ, dar pe scară largă și cu atitudinea potrivită, pentru fiecare copil mă duc la școală ca să învăț măcar un lucru nou, cu mai multă bucurie dusă de profesor, mă duc la școală și îmi place să mă duc la școală și mi-aduce bucurie să transfer copiilor cunoștințe, respectiv, mă rog, directorii, să ofer un climat de siguranță pentru ele și profesorii pe care i-am în școală. Deci, cu mai multă bucurie și încredere, cred că lucrurile se pot aranja mult mai bine în sistemul de educație. Este o concluzie senzațională, superbă, ca să -ți fur cuvântul, Daniel Osmanovici, senzațională, da? Senzațial. Așa este. Vă mulțumim foarte mult. Cu mai multă iubire, dragi părinți, cu mai multă iubire să le sugerăm și noi copiilor să meargă la școală și noi, în calitate de părinți, să ne abținem de multe ori când simțim să criticăm sistemul de învățământ. Ori anumiți profesori, chiar dacă avem argumente, dar în momentul în care facem asta, în dialogul alături de copiii noștri, s-ar putea să le deformăm această bucurie pe care doamna Vișoianu foarte bine a menționat-o. Doamna Vișoian, trebuie să mai vorbim despre fică mea și fricile mele. În rest, n-am ce să vă mai zic, decât mulțumesc. Mulțumesc Sper, și eu. Sper că cei care ne-au ascultat au tras concluziile pe care cel puțin eu le-am tras și tu. Tu cu Tudor Doian, vai cum va fi la tine? Eu doar da. mă pregătesc S-a Aceast... mai încheiat un episod S-a mai încheiat un episod -a -a încheiat un și, o și o ediție, dar nu o ediție Rămânem pe Frecvențele Europa FM, prieteni Ne auzim și ora viitoare În schimb, cel puțin dacă ne-ați urmărit video Aici, da, într-adevăr s-a încheiat un episod Pe Frecvențele Europa FM Rămânem în continuare Tați în aer, va continua Vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți alături de noi Tați în aer Cu Daniel Osmanovici și Alex Grecu la Europa FM.